În ediția din acest an a festivalului Brâul de Aur nu a lipsit nici celebra parada portului popular desfășurată în căruțe. Foarte drag, pentru că e tradițional și sunt haine care au o valoare foarte mare în prezent. Numai la sărbătoare sau îl porți și în zile obișnuite? Nu, niciun caz în zile obișnuite, numai la sărbători. Frumoasă sărbătoarea asta? Bineînțeles. Totul, tradițiile, muzica. E o sărbătoare frumoasă. Păi e drag să-i vedeți pe copii îmbrăcați în costum popular? Da, da. Uite ce frumos apar. Așa a fost întotdeauna aici, cu căruță, până la urmă este tradițional. E un lucru extraordinar că primarii din ziua de azi reușesc să păstreze tradițiile populare și să continue aceste festivaluri din strămoși. Continuăm ceea ce în urmă cu 40-50 de ani, niște oameni inimoși, Dumnezeu să-i odihnească pentru că nu mai e nimeni în viață, au pus bazele acestui festival. Și an de an s-a continuat și an de an încercăm și noi să-l menținem. Pe scena în aer liber din punctul Valea Otăseului a avut loc spectacolul propriu-zis al formațiilor participante în festival. Anul acesta și-au dat concursul echipele reprezentative din 9 localități ale județului Vâlcea.